Jean de la Fontaine, leul și măgarul la vânătoare. Având o zi de sărbătoare, mai marele animalelor plecă la vânătoare. Cum scopul leului dintotdeauna este să nu se încurce cu vânat ușor, ci să doboare porci și cerbi ca în poveste, atunci făcu la un măgar apel spre a-i veni în ajutor, știind ce glas de stentor are el. Îl camuflă cu crengi și îl postă într-un loc și-i ceru să ragă cât va putea de tare, încât înspemântate ca de un mare foc, din vizuin să iasă mulțimea cea de fiare. Nu-i turma lor încă deprinsă cu un atare groasnic glas. Răsună întreg văzducul și fiara e cuprinsă de panică și de impas. Fug animalele îngrozite, împinse ca de un vârtej și cad în gheara leului turbat. Nu m-am purtat, măgarul zise cum trebuie cu acest prilej? Ba da, răspunse leul, teribil ai strigat. Ți-am cunoscut prea bine și neamul și persoana, altminterea, de spaimă știam și eu ce-i goana, dar fiind răsnit măgarul să arate asamănie, cu atât mai mult cu cât l-a luat peste picior, dar cine în adevăr ar suporta ușor ca până și măgarii lăudăroși să fie? De altfel, asta nu e deloc în firea lor.